Știți vorba aia că tot ce e frumos trece mult prea repede? Ei bine, da. Deja ne-am pregătit de plecare, mai avem doar o tură de bagaje de dus. Emi a făcut pe aici curățenie, a dat cu mătura, am spălat toate vasele, am pus totul în ordine, am făcut și patul. Am lăsat totul aproape la fel de curat cum am primit. Așa ne place să facem de fiecare dată când stăm în tot felul de cazări. Mă stresează să știu că las lucrurile nearanjate în urma mea și dacă eu sunt așa, iubitul meu este și mai și, adică el, dacă ar putea să se pună să spele pe jos, ar face-o. Plecăm, este ora, îmi scotem telefonul de la încărcat, încerc să fiu și activă în timp ce vorbesc cu voi. Este ora 10:49, check-out-ul aici se face la ora 12 și check-in-ul în următoarea noastră destinație se face oricând. Este un self-check-in și o să fie un fel de America Express din nou, pentru că am primit acolo foarte multe indicații. Deci, da, o să ne distrăm probabil când o să facem check-in-ul în următoarea noastră destinație, care este Atena. Ne îndreptăm înspre Atena, de aici, din Lefkada, ar trebui să fie în jur de 4 ore de condus. Așa că, da, suntem pregătiți, cafeinizați. N-am mâncat nimic în dimineața asta, dar am pregătit aici o plasă cu mâncărică pe care să o duc pisicilor, ce ne-am cumpărat de pe aici și nu am reușit să mâncăm. Am zis că să nu irosim, frigiderul este și el gol, am zis să nu irosim și să dăm animăluțelor. De ce nu? Pentru că am observat că ele mănâncă orice. Adică le-am dus, le-am dat salam, le-am dat și bobițe pentru animale în fiecare zi, deja de vreo 3 zile, cred. Ne-am făcut tradiție să le cumpărăm bobițe și ieri le-am cumpărat două, aici mai este una, le-am dat și iaurt, le-am dat și cașcaval. Deci sunt foarte, foarte bine. Acum o să le lipsesc probabil o zi, două, până când o să mă uite, bineînțeles. Pentru că de fiecare dată când le strigam într-un anumit fel, veneau așa în fugă către mine, că știau că le dau să mănânce. Erau cel puțin vreo 10. Deci, da, o să mergem, o să le hrănim și, după cum ziceam, mai avem câteva bagaje de dus, că am mai dus și iubitul meu, am dus și eu o tură. Deci, da, ne pregătim de plecare. O ultimă privire la această cameră și imediat o să ajungem în Atena. Bună ziua! Am ajuns în Atena și am parcat. Avem o terasă super drăguță aici și suntem extrem de aproape de toate atracțiile turistice, ceea ce mi se pare foarte fain. Avem și parcare, mașina este acolo jos, noi suntem la etajul 2 și vreau să vă fac un micuț, nu știu, garsonieră tour, pentru că este un fel de garsonieră, dar o să mergem înspre intrare ca să vă arăt exact cum se prezintă. Aici este ușa de la intrare, în primul rând, și cum intrăm în casă, vedem așa ceva, totul inclus în preț, mai puțin băiatul care stă pe canapea, mai puțin șoferul. El nu este inclus în preț. Avem aici, după cum vedeți, o micuță canapea unde ne-am pus noi toate bagajele la îndala. Avem o masă cu mai multe scaune. Avem aici cică un manual al Atenei. Oricum eu o să vreau să fac itinerarul și tot pe zilele astea. Avem aici parola de la Wi-Fi, un ceainic. Da. După cum continuăm în partea asta, vedeți că avem canapeaua, avem aici o lămpiță și terasa, o bucată din terasă care se leagă cu terasa de pe care am început să vă prezint. Cam atât de lungă este terasa și de fapt cam atât de mare este și apartamentul, pentru că este dintr-o parte în alta terasa asta. Tare fain că avem terasă, avem aici și un micuț TV cu o combină acolo, ceva pahare, lămpița asta și aici se face legătura cu un gemuleț în bucătărie. Ca să ajungi în bucătărie treci pe aici. Avem și un ceas din ăsta care face și zgomot. În felul ăsta trecem deci pe acest holișor micuț. Avem o mică oglindă. Bucătăria se prezintă în felul următor. Da, nu este extrem de... Nu știu...
modernă, dacă pot să zic așa, dar mie mi se pare extrem de faină, mi se pare că are un stil așa și oricum este o clădire veche și unul la mână și doi la mână, mi se pare că au păstrat chestiile astea vechi. Oricum, nu o să stăm în bucătărie, stăm aici doar 3 nopți, Emi, nu? 3, da. Da, deci nu cred că o să stăm să gătim, mai ales că avem atât de multe de explorat. Pe lângă bucătărie, avem acolo cuptor cu microunde, practic avem tot ce ne trebuie dacă vrem să ne gătim. Aici avem baia, care baia este extrem de ciudată, zici că e baie de scară și de asta zic că eu cred că ei s-au jucat oricum cu stilul ăsta un picuț mai vechi. Avem aici în partea asta un station din ăsta pentru prosoape, toaleta, o chiuvetă, o oglindă, niște... Aici este geamul direct afară, ok. Mai avem aici un geam și avem această cadă, un picuț sinistră bucătăria baia, nu o să vă mint, dar mi se pare destul de interesantă și se vede că este proaspăt renovată, doar că v-am zis că s-au jucat cu accentele astea de vechi. Continuăm și avem în ultimul rând dormitorul. Ăsta este patul, avem două lămpițe, avem aici dulap în care să ne punem lucrurile, am văzut și un seif acolo jos. Fier de călcat, masă de călcat, lucruri pe care poți să îți agăți alte lucruri, aici trebuie să aducem bagajul. Și aici, în partea asta, mai avem o terasică, o terasică care dă înspre, au vecinii de alături. Să facem și un picuț de liniște. Aici cred că se pot usca hainele și practic se vede înspre în jos. Da, interesant. O să închid terasica asta, că mi se pare că este mult prea aproape de vecinii de lângă și o să trag înapoi perdeluța. Sistemul ăsta de închidere e foarte, foarte ciudat. Ne-am chinuit un pic la început, dar ne-am dat seama pe parcurs. Avem și aer condiționat acolo sus. Închidem și dulapul. Sincer să fiu, mi se pare foarte cozy și un Airbnb chiar, chiar interesant și mi se pare foarte autentic. Așa că, da, cam asta este room tour-ul. Bine, garsonieră tour-ul, după cum ziceam. Vă las și noi acum ne punem să dormim un picuț. Avem și o măsuță aici pe balcon. Avem o măsuță la care putem să stăm și pot să pun și camera aici, dacă sunt destul de curajoasă să fac lucrul ăsta. Sunt oare? Sau stă sau nu stă? Cât de cât stă, dar mi-e frică să iau mâna de pe ea. O să vă las acum, după cum ziceam, o să stăm, o să ne odihnim puțin, probabil în prima jumătate a zilei. Este oricum ora 4, nu? Da. Da, este ora 4 și probabil o să ieșim undeva în jur de ora 6, jumătate, 7, pentru că Amy a condus destul de mult și este destul de obosit. Eu sunt foarte fresh pentru că am dormit pe mașină. Nu s-o obosim, o agitat orașul, că ăștia conduc ca nebuni. Ok, da, este un oraș destul de agitățel, dar oricum avem două zile full și încă jumătatea asta de zi plus ziua în care o să plecăm. Deci eu zic că avem timp suficient să vedem măcar cele mai importante lucruri de văzut în Atena. Trebuie eu să intru un pic pe TikTok, să-mi fac itinerarul și așa mai departe. Și noi ne auzim când se mai întâmplă lucruri interesante. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. The next day. If I had an option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely.
Alisa. Ce cauți aici? Găbăși grecești, miere. Și cum aici? Bună ziua de pe străduțele Atenei, sper să ne auzim bine. Nu ne-am mai auzit de când am făcut room-tour-ul și asta pentru că au fost niște zile destul de ocupate. Astăzi este luni, adică noi practic am ajuns ieri, deci nu ați pierdut foarte multe. Ce am făcut noi a fost să explorăm foarte mult. Am explorat foarte mult pe aici zona asta de străduțe care se numește Placa. Am fost în foarte multe obiective astăzi. Pot să zic că am văzut tot din Atena, mai puțin Acropole, unde vrem să mergem mâine. Dar am văzut National Gardens, am văzut Anafiotica, care este un fel de cartier foarte vechi de aici. Am mâncat la Little Hook, v-am și filmat de acolo câteva cadre. Am mâncat ceva dulce, niște pancakes și niște apple pie. Vai cât de dulce au fost. Practic Little Cook este un local de aici care își schimbă tema de 4 ori pe an, nu? Da. Da, de 4 ori pe an își schimbă tema și acum este tematică de Halloween. Sau de 3 ori. Sau de 3 ori. Da, cam zine că 4 luni. Da, da, da. Da. Asta că nu mai știam exact. Da, de 3 ori își schimbă tema. Acum avem Halloween. În sezonul de vară, cum ar fi, este un fel de fairy tale. A fost Alice în Țara Minunilor, dar am ratat Alice în Țara Minunilor. Și urmează să vină tema de Crăciun. Foarte interesant localul și foarte diferit, așa, am mâncat acolo ceva, dar extrem, extrem de dulce și destul de scump din punctul meu de vedere. Am văzut schimbul de gărzi de la Parlament, primul lucru pe care l-am făcut în dimineața asta a fost să vedem schimbul de gărzi și de nu ne-am învârtit pe lângă Placa, atât ieri cât și astăzi, de am înnebunit. Placa sunt practic niște străduțe foarte aglomerate cu tot felul de magazinașe, de suveniruri, de lucruri din astea autentice, tot felul de îmbrăcăminte, încălțăminte, foarte multe sandale, handmade, brățări, toate lucrurile astea care definesc așa Grecia. Oricum, părerea până acum despre Atena, acum nu știu dacă o să ni se schimbe mâine când o să mergem la Acropole, dar părerea până acum despre Atena este că nu este neapărat un must-see, din punctul nostru de vedere cel puțin, este foarte, foarte aglomerat. Mie îmi place mult aglomerația, dar la un moment dat devine obositor. Este extrem, extrem de aglomerat, atât pe străduțe cât și în trafic, este mereu zgomot, este mereu zumzet, sunt extrem, extrem de mulți turiști, sunt oricum și foarte mulți locali. Și mi se pare că lucrurile de văzut le bifez foarte repede de pe checklist. Deci dacă totuși vreți să veniți în Atena, să nu vă rezervați mai mult de 3 zile. Cam așa, nu? Din punctul meu de vedere, în 3 zile vezi cam tot ce este de văzut. Noi astăzi ne-am plimbat pe la obiectivele astea turistice. Am fost și prin niște cartiere din astea de localnici. V-am zis în Anafiotica. Mă rog, în cartierul acela vechi. Ne-am plimbat destul de mult astăzi, așa prin împrejurimi. Și mâine plănuim să vedem de dimineață Acropole și pe seară nu știu ce să facem. Oricum și acum este ora 18:33 și nu știm ce să facem, nu știm pe unde să mai luăm, dacă să ne mai plimbăm un picuț pe aici prin Placa, cu toate că parcă am văzut majoritatea străduțelor faine. Să mergem, trebuie să mai vedem și Apusul. Apusul se vede foarte frumos de pe un deal anume. Atena este de altfel și orașul celor 7 dealuri, pentru că este înconjurată de 7 dealuri și de pe unul dintre ele se vede Apusul foarte frumos, doar că nu mai apucăm să mai ajungem pentru că este la vreo 40 de minute de locul unde suntem noi în momentul de față și Apusul, adică sunt sigură că acolo o să fie jumătate din turiștii Atenei să vadă Apusul, așa că ar trebui să mergem un picuț mai din timp mâine dacă ne dorim să facem și lucrul ăsta. Mâine este ultima zi în Atena, ultima zi full în Atena, după aceea miercuri avem check-out-ul și plecăm înspre casă. Dar oricum, până acum, cam astea sunt impresiile la cald. Mi se pare un oraș care, în cazul în care vă doriți și ajungeți în Grecia cu mașina și aveți disponibilitate și timp și așa mai departe, puteți să-l vedeți în maxim 3 zile, dar 2 zile eu zic că va ajung, pentru că pe lângă Acropole nu este mare lucru de făcut și se bifează foarte repede lucrurile de pe checklist, așa cum v-am zis.
Oricum, o să mai facem un rezumat dacă eu cumva am scăpat ceva. Oricum, am mâncat în multe locuri, am mâncat niște gogoși cu miere, asta am mâncat ultimul lucru. Am mâncat un gyros la un restaurant din ăsta tradițional, care face gyros încă din 1800 și ceva. Deci am făcut cam toate lucrurile pe care le puteai face, dar mai avem încă câteva pe checklist. V-am zis, Acropole, dealul acela. Am putea poate mâine seară să mâncăm și la un rooftop. Sunt două localuri aici. Unul se numește A4 Athens și al doilea se numește 360 de grade și au un view foarte frumos la apus. Poate ne facem o rezervare pentru mâine seară, nu știu. V-am zis că mai avem timp și mai avem puține lucruri de făcut, dar am vrut să luăm o pauză de la mers și de la plimbat și să împărtășim un picuț ce s-a întâmplat până acum, că mă simțeam așa datoare că n-am mai vorbit cu voi de ceva timp. Cred că asta a fost tot ce am făcut. Ne-am învârtit pe aici prin placa, am vizitat ce era de vizitat așa repede, am mai avea Zipperion Hall sau ceva de genul, dar cred că la fel o să ajungem tot mâine. Zapeion Hall. Mi-a făcut aici o listuță, nu știu dacă vedeți, cu lucrurile de făcut și cu câteva link-uri din astea de Google Maps. Dar da, asta mai avea de făcut, un obiectiv din ăsta mic pe care l-am putea face în seara asta. Ce zice, mi mergem la Zapeion Hall? Mergem. Bine, ne auzim mai târziu. The next day. Tocmai am terminat de urcat munte, dealul Lycabelus. Acum coborâm și mă simt foarte, foarte mândră de mine că am reușit cu Q cu vai, dar am reușit să urc tot acest drum și am făcut doar vreo 10 opriri. Am făcut totuși puține opriri, mă așteptam să îmi fie mult, mult mai greu. Am tot urcat câți kilometri? Arată până acolo. Uite, până acolo sus am urcat, acolo am fost noi.
capac și mai avem încă de coborât, adică nu vă gândiți că vedeți cât este de mic orașul în spatele meu, dar vreau să imortalizez acest moment și să vă zic că sunt foarte mândră de mine că am reușit să urc. Da, am numai 27 de ani. The next day. Bună dimineața! Dacă mă vedeți cu această rochie pe mine, cu care m-ați văzut de fiecare dată când am pornit la drum, pentru că asta a fost rochia de mașină și de drum, înseamnă că suntem în drum spre casă. Este ora 10 și 22 de minute și noi ne-am pornit de vreo 10 minute, ceva de genul. Cred că acum ne îndreptăm spre ieșirea din oraș și spre centura Atenei. Ah, gata vacanța, gata concediul ăsta, de fapt, pentru că deja ne gândim la următorul. Dar o să povestim acasă mai multe detalii, o să vă povestesc și așa de-a fi rapăr ce am făcut, poate într-unul din vlogurile viitoare. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii și despre prețuri și lucruri de genul ăsta. Vorbim când ajungem acasă. La momentul de față, suntem în 20 septembrie și eu nu am editat nicio bucățică mică de vlog în vacanța asta, așa că nu știu exact ce și cât material avem, dar cu siguranță am avut... Ideea este că am avut pe Revolut un seif din acela comun în care fiecare dintre noi, că noi avem bugetele separat, adică nu avem bugetele la comun, și fiecare dintre noi a contribuit acolo cu sume de bani pentru acest concediu, așa că nu știu exact cât s-a cheltuit, cât nu s-a cheltuit. Știu că singurul care a scos de pe Revolut a fost iubitul meu. Mie mi-a... Da, pentru că el a plătit peste tot. Acum, v-am zis, o să ajungem acasă și o să vrem să ne facem și noi un calcul, că și noi suntem foarte curioși, sau poate îl facem în drum spre casă, nu știu, dar pentru voi o să îl povestim. Am intrat în tunel! Pentru voi o să-l povestim în cadrele următoare, când ajungem acasă. După cum ziceam, ne-am pornit la drum, GPS-ul spune că avem 12 ore și 55 de minute, deci teoretic ar trebui să ajungem undeva în jur de ora 12, la, nu, 1 și ceva. Asta ar fi joi de dimineață. Oricum, o să fim pe zi, pe drumurile astea, cred poate o să fie puțin mai ok, să sperăm că nu o să mai pățim în Macedonia ce am pățit la venire, pentru că de data asta am pus Google Maps-ul, cred că nu mai vrem să mai folosim niciodată Waze-ul. Da, se tot schimbă luminile, că ne tot băgăm în tunele, dar da. Ar trebui să mergem doar pe autostradă, 1204 km acum aproximativ, că nu o să fie neapărat doar autostradă, dar nici nu o să fie la fel de drumuri din astea naționale cum au fost când am venit înspre Lefkada. Vă las și ne auzim cu bine de acasă. Uite-și pe Dănani lângă mașină. O vând. Păi ne-ai văzut vreo Grecia și la plajă. Doar că nu-mi parc. Da. N-ai vrut să ne oprim în Tesalonic, uite, ne-au oprit în Tiva. Tiva. Foarte frumos. Da. Mai venim. Mira, ce are în el? Doamne ferește cât ești. Doamne, mami. Îți place săpunul? Săpunul cu măslana? Doamne. Dacă nu știți ce să le luați pisicilor voastre din Grecia, să pun de asta cu măsline. Aoleu, să nu-l mănânci, gata.
Gata. Dă-l încă. Doamne, deci cât de frumos a fost în concediu. Credeți-mă că am retrăit toate experiențele pe care le-am trăit în 2023, în septembrie, când am fost în Grecia, din nou, acum, la mijloc de martie 2024, editând vlogurile astea, revăzând toate materialele, punând totul pe muzică, am retrăit din nou experiențele și, sinceră să fiu, nu mă așteptam să le resimt atât de plăcut și să-mi amintesc cu atât de mult drag. Chiar credeam că o să fie ok, o să editez un vlog ca orice alt vlog, dar nu. Cred că sunt vlogurile mele de călătorie preferate și am zis că vreau să fac o încheiere potrivită pentru ele. Vreau să vorbim puțin în timp real. Astăzi este vineri 5 aprilie, deci aproape de data la care vedeți voi acest vlog. Ca să vă zic așa ultimele păreri, ultimele impresii, să vă zic ce nu a fost zis în vloguri. În primul rând, vă tot menționam eu că o să vorbim despre cheltuieli, Ei bine, am vorbit când am ajuns acasă. O să vă las în bara cu descrieri vlogul în care v-am povestit cât am cheltuit, ce am cheltuit, pe ce am cheltuit. Toate cheltuielile le-am dezbătut într-un vlog. O să vi-l las în bara cu descrieri și asta cu cheltuielile, că știu că am tot menționat că o să vorbim la sfârșit și de vlog, doar că, na, decalându-mă foarte mult cu editarea materialelor din cauza laptopului vechi, de fapt că nu a funcționat, n-a mers cum trebuie, am zis că vreau să fac această mențiune acum. Mențiunea numărul 2 este că vă mulțumesc foarte mult pentru tot engagementul pe care l-ați avut la aceste vloguri. Pentru mine, vlogurile de călătorie nu funcționează, nu prind foarte bine, dar astea au prins perfect, deci am avut aproape la fel de multe vizualizări precum am la daily vloguri, ba chiar mai multe, și cred că v-am transmis și vouă din starea mea de bine și din starea noastră de bine atunci când am fost acolo și când am editat. V-am zis că sunt super mândră de cum au ieșit toate editurile, toate materialele puse pe muzică. Mi se pare că totul a ieșit super, super bine. Numai bine, m-am familiarizat și cu noul laptop editând materialele și sunt extrem de mândră de ele și v-am și vouă să vă mulțumesc pentru engagementul pe care l-ați avut. Sunt sigură că v-a transpus și pe voi în Lefkada toată experiența, toate vlogurile de fapt, pentru că am primit foarte mult feedback pozitiv, atât în comentarii cât și în mesaje private. Îmi ziceați unele dintre voi că ați retrăit momentele când ați fost și voi în Lefkada sau că v-am inspirat, că vă doreați să mergeți în Lefkada și acum aveți niște locuri așa de văzut în Lefkada. Deci dacă este să vă recomand un loc în Lefkada unde să mergeți, este Cafe Panorama la Apus. Alisa, cum e? Ce-ți bei cafea la înălțimea aia? Vă rog frumos, mergeți la Cafe Panorama la Apus, pentru că se merită 100%. Este un loc nu foarte popular, pe care eu l-am aflat de pe TikTok, dar care este cel mai frumos loc în care am fost eu în viața mea până acum. O să inserez și cadre aici peste, deci magic, magic. Mă uitam la filmări și îmi dădeam seama că eu am văzut cu ochii mei lucrurile alea și nu venea pur și simplu să cred că am văzut cu ochii mei toate lucrurile alea. Deci dacă este să vă recomand un loc din Lefkada, acela este Cafe Panorama la Apus, și dacă este să vă recomand un loc din Atena, acela este piscul acela, vai că-mi scap acum că n-am editat vlogul din Atena încă, pentru voi deja l-ați văzut, dar eu încă nu l-am editat. Acolo la Apus, dacă mergeți, este superb, un view extraordinar. Deci acestea sunt top 2 recomandări, dar oricum toate locurile pe care vi le-am filmat sunt recomandări din punctul nostru de vedere, pentru că totul a fost foarte frumos. Ne-a plăcut foarte mult atât în Lefkada cât și în Atena. În Atena, not so much, nu am mai revenit, dar în Lefkada am mai revenit 100%.
și recomandăm. Dacă vreți undeva să mergeți, sunteți din vestul țării, este super accesibil cu mașina, drumul este ok, nu mai aveți grijă cu GPS-ul. Deci, da, este și super affordable, este chiar o vacanță destul de accesibilă, deci vă recomandăm 100% să încercați Lefkada dacă nu ați încercat-o până acum. Am deviat foarte mult, vă mulțumeam pentru feedback, de la asta am început. Și nu în ultimul rând, vreau să vă zic că vlogul din Atena poate a rămas puțin în pom și asta pentru că ni s-a stricat mașina în drum spre Timișoara, numai ce am ieșit din Atena, dar cred că v-am povestit despre experiența asta. Practic ne-a ros un șoricel, ceva cabluri și nu ne-am dat seama evident de lucrul ăsta pentru că trebuia să scormonești destul de mult în interiorul capotei mașinii să-ți dai seama de lucrul ăsta. Am fost avertizați de becul martor numai după ce am pornit din Atena. Eram deja pe autostradă și mașina nu mai pornea pentru că au fost roase ceva cabluri care făceau ceva legături la motor, I don't know. Deci de asta s-a terminat foarte brusc vlogul și nu am mai făcut o încheiere. De asta am zis că vreau să fac această încheiere aici. Da, am rezolvat totul cu ajutorul oamenilor buni care ne-au ieșit în cale. A fost un moment în care eu am văzut negru în fața ochilor, sincer să fiu, m-am panicat foarte tare, am început să plâng. Emi totuși, și asta am apreciat foarte mult la el în momentul acela, că a fost un moment de criză, adică efectiv nu ne mai pornea mașina și eram în Atena, eram în Grecia, nu vorbeam limba, vorbeam doar engleză și... Sinceră să fiu, ne rugam să ne iasă în cale niște oameni care să ne ajute și lucrul ăsta s-a întâmplat. Asta ziceam că apreciez la Emi foarte mult că și-a menținut calmul, el fiind cel responsabil de mașină, pentru că eu nu știu mecanică, nu conduc, nu știu nimic de genul, m-am panicat foarte tare și el a reușit să-și mențină calmul. Am dat de niște oameni care ne-au ajutat. Ne-au pus în legătură cu cineva de la, așa, pe scurt vreau să vă povestesc, ne-au pus în legătură cu un băiat care a venit cu platforma, ne-a ridicat pe gratis. Pe gratis. Nu știu dacă știți, în România să îți ridice cineva mașina cu platforma când aceasta nu mai funcționează, costă o avere. Acolo ne-a ridicat pe gratis, ne-a căutat foarte mult un mecanic, cred că am stat pe platformă cel puțin jumătate de oră până am găsit în ceva sătuc un mecanic care iar super de treabă ne-a luat ca o urgență și ne-a luat pentru că soția lui era româncă. Deci s-au întâmplat, deci da, e o poveste întreagă și iar nu pot să cred că am trăit experiența asta, am petrecut acolo în acest sătuc din Grecia care să știți că nu era foarte pitoresc, adică era gen un sat foarte banal. Vreo 3-4 ore în parc, în așteptare, cea mai cruntă așteptare pe care am trăit-o în viața noastră, pentru că nu știam dacă mai merge mașina, dacă putem să mergem cu ea acasă, ce o să se întâmple cu noi, cum o să ajungem acasă. Nu știam nimic din toate astea, dar și la momentul respectiv nu știam nici că șoricei au rost cablurile, credeam că cine știe ce s-a stricat la motor, că trebuie înlocuit o piesă, bla bla bla, dar s-a dovedit că trebuiau doar reizolate firele respective și totul a mers foarte bine. Ne așteptam să dăm o avere la mecanic, ba chiar ne-am strâns banii pe Revolut din toate conturile de economii pe care le aveam, am strâns toate sumele de bani pe care le aveam disponibile pentru a le da înspre repararea mașinii și totul a costat doar 250 de euro, că noi ne așteptam să fie o avere, dar a fost totul foarte, foarte, foarte affordable, deci mie nici nu mi-a venit să cred când am văzut cum s-au întâmplat toate și când am făcut așa, dezbătut firul poveștii, am avut un extrem de mare noroc. Eu i-aș spune că a fost efectiv Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem înapoi acasă, dar nu vreau să dau foarte mult pe partea asta religioasă, dar părerea mea este că, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat prin oameni și ne-a adus oamenii potriviți ca să ne ajute. A fost o experiență extraordinară, foarte, foarte de povestit pe mai departe și cred că sper să nu se mai întâmple. Apropo, mașina n-a mai avut absolut nimic de atunci, nu s-a mai stricat absolut nimic la ea, deci da, a fost story to tell și am ajuns cu bine acasă, mașina de atunci nu s-a mai stricat, dar vă dați seama că tot drumul am stat cu morcovul, că dacă se strică, dar până la urmă am ajuns acasă și uitați-vă, fast forward, jumătate de an, nu s-a mai întâmplat nimic la mașină, deci da, cam așa s-a încheiat aventura noastră în Atena, în Grecia de fapt, după care am venit acasă, am văzut că nu pot să editez nimic pe laptopul vechi, am zis, aoleu, că mi-am și luat gândul de la vacanța din Grecia, încheind-o atât de urât,
Am zis, oh, niciodată nu o să mă mai duc eu acolo, dar acum, revăzând toate materialele astea, am retrăit toate experiențele și mi-am schimbat cu totul părerea și îmi doresc să mai revin în Grecia. Anul ăsta nu știu dacă se va întâmpla, pentru că o să mergem în croazieră, dar anul viitor cu siguranță s-ar putea să ne mai gândim să mai facem o vacanță în Grecia, să mai vedem câteva insule, pentru că ne-a plăcut foarte mult, a fost super, super frumos. Sper că asta a fost tot ceea ce am avut să vă zic și că n-am omis nimic. Mi-am amintit acum că mai am să vă spun ceva și anume faptul că îmi pare foarte rău că nu am filmat mai mult. Am zis că lasă că vreau să fie concediul meu, că nu vreau să filmez atât de mult, că vreau să iau o mică pauză de la social media, dar acum, la ceva timp de la întâmplarea tuturor evenimentelor, mi-aș fi dorit din suflet să am materiale și cu celelalte momente frumoase petrecute, cu plimbările de seară din Lefkada, cu momentele la plajă, cu drumul, cu mai multe cadre ca să le pot pune pe muzică și să mi le amintesc cu drag. Este învățătură de minte să am mereu telefonul la mine sau camera la mine în vacanțele viitoare, pentru că nu vreau să mai ratez niciun moment. Mi-am dat seama că amintirile pot fi foarte ușor retrăite dacă revezi clipuri video, așa că o să fiu mereu cu telefonul sau cu aparatul în mână când mă mai duc în vacanță. Vă mulțumesc super mult pentru vizualizări, pentru tot engagementul pe care l-ați avut. Sper că v-am relaxat, că v-am transpus înapoi în Grecia, că v-am dat ceva idei de vizitat dacă plănuiați să mergeți în Lefkada sau măcar că v-am relaxat cu vlogurile astea văratice în mijloc de primăvară. Vă mulțumesc încă o dată, vă pup, vă îmbrățișez cu drag și gata aventura în Grecia, revenim la programul normal. A fost frumos, da. Vă pup, ne auzim curând.